Salutare, salutare! Suntem pe aeroportul din Istanbul. Mergem acum să căutăm poarta de îmbarcare pentru că ne oprim în Brazilia. Hai că nu avem foarte mult timp de pierdut, e scala doar de o oră și trebuie să vedem repede poarta de îmbarcare pentru că s-ar putea să am un pic de alergat dintr-o parte în alta aeroportului și tocmai din cauza asta nu e bine să întârzi. După care va veni un zbor infernal de 14 ore. O să ne auzim puțin în avion. Hai să mergem să căutăm poarta de îmbarcare și ne auzim după. Să vedem ce avem aici pentru un zbor de 14 ore la Economy Class. Aici avem o pătură în casă în care ni se face frig. Aici probabil sunt căștile. Da. Niște căști puțin mai calitative decât cele pe care le-am avut pe zbor București-Istanbul. Iar aici nu îmi spuneți că avem o a doua pătură, că nu cred. Ba da, aici avem o a doua pătură. Hai să ne facem confortabil și ne auzim în câteva minute. Prima masă de la Turkish. Hai să vedem ce e aici. Aici avem humusul. Aici este o salată. Asta este desertul. Este mus de ciocolată albă, dar o să-l desfac un pic mai târziu. Iar aici am ales meatballs. N-am vrut rigatoni pentru că am impresia că sunt chiftele din acelea turcești care îmi plac enorm de mult. Arată la fel cum sunt micii noștri. Îmi place pentru că tacâmurile sunt metalice. Și hai să vedem cum e humusul. Doar care fi în formă de mici. Da. E fix chiofteul pe care nu l-am întorcea.
Gata, băi, am aterizat în aeroportul din São Paulo. Suntem la terminalul 3 și așteptăm Uber-ul. Și culmea va fi o Dacia Sandero. Hai să mergem, avem un hotel în centrul orașului. Vom sta la nivelul 41, o să fie un view superb. Nu vă mai arăt fața mea pentru că am ochii roșii după drumul ăsta infernal. Hai să mergem în centru, urcăm la etajul 41 și vedem view-ul de acolo. Cam dubioasă zona asta. Hai să vedem, mergem la etajul 40, după care mai urcăm încă un etaj, mergem la 41. Bă, dar ce se întâmplă? De la etajul 2 unde suntem noi acum la recepție, urcăm direct la etajul 40? Nu există etaje intermediare? Bine, cred că ăsta e un lift dedicat, pentru că am văzut cum mai sunt niște lifturi, poate celelalte urcă la etaje intermediare. Ăsta urcă doar la B&B-uri. Hai să vedem. Mamă, dar chiar arată ca un bunker. Camera 4120 e a noastră. Hai să vedem și camera. Ce view avem. E superb. Imediat mergem la view. Avem un frigider, avem aici un loc de luat masa, chiuvetă. Și hai să vedem view-ul. Neața, dragilor, e dimineață, e 5:20, trebuie să începem să ne pregătim pentru că plecăm de aici, am stat doar o seară în São Paulo. Mergem acum cu direcția Rio de Janeiro, vom lua un autobuz din autogara centrală de aici. Vreau să vă spun că a fost foarte obositor, nu m-am obișnuit deloc cu fusul ăsta orar și am dormit 2 ore jumate, 3. Acum e 5:30 aici, cum v-am spus, înseamnă că în România este 11:30. Hai să ne pregătim de plecare, dăm câteva telefoane pentru că se potrivesc fusurile orare și nu deranjăm pe nimeni, după care chemăm un Uber și mergem spre autogară. Și uitați ce am omis când am plecat din țară. Citisem fix înainte de îmbarcare că brazilienii au prizele diferite față de ale noastre, dar să știți că merg și încărcătoarele noastre dacă chestia asta nu e groasă, trebuie să aibă doar loc aici. Hai să vedem și cum e cafeaua braziliană. Dacă și brazilienii au ajuns să aibă cafea la capsule, e grav. Oricum am înțeles că pe cea mai bună cafea o dau la export, iar în țară rămâne cea mai slab calitativă cafea. Încă una, pentru că e prea dimineață. Băi, hai să folosim ce am furat ieri din avion. Pastă de dinți și periuța. Hai să vedem.
Anca, am terminat treburile aici în São Paulo, hai să mergem, ne îndreptăm spre Rio, avem autobuzul la ora 9, iar în Rio ajungem la 15:30. Hai să mergem. Gata, am ieșit, am făcut check-out-ul. Bine, check-out-ul se face automat. Iar acum trebuie să chemăm un Uber. Să vă arăt cât de simplu e, ce-mi place foarte mult la FlixBus. Hai să scoatem telefonul, îl scot pe ăsta, am hotspot pe el, de pe alt telefon. Ce-mi place la FlixBus este că nu trebuie să intri în Uber să bagi adresa. Intri la, să vedem unde, aici, FlixBus. După care aveți aici stația de plecare. Apăsați și deschideți cu Uber. Hai să vedem cât ne costă. 23 de real brazilieni, asta înseamnă în jur de 18 lei. Gata, am plecat. Cred că facem în jur de 20 de minute până la autogara. Destul de aglomerat orașul, din ce văd. Hai să ne uităm un pic și pe geam. Păi, cred că un oraș interesant, dar din ce am văzut, atracțiile, cred că mai mult de două zile nu prea ai ce face pe aici. Până la urmă ajungi aici în São Paulo, pentru că asta conectează toată Brazilia, ca zboruri, ca autobuze, tot ce vrei. Mai mult decât atât, cred că după un zbor atât de lung, cred că e ideal să rămâi să dormi o noapte aici. Băi, dacă vă vine să credeți, am ajuns aici în autogară și mă tot uit după FlixBus, că aici trebuie să întreb, sunt o grămadă de companii, dar niciuna nu e FlixBus. În aplicația aseară apărea linia de la care trebuie să plecăm, platforma, dar acum văd că a dispărut și nu găsesc nimic aici, nimic. Scrie acolo Rio, dar e altă companie, nu e FlixBus. Apropo, chestia asta, cineva de la informații mi-a zis să vin aici să întreb. Dar e atât de ciudată încât nici la informații nu știe nimeni limba engleză. Am reușit să vorbesc cu ea cu Google Translate. Voi, ce e îmbucurător e că am găsit până la urmă linia de la care se pleacă. Este acolo între 69 și 73, vedeți acolo în depărtare 69. Chestia e că ruta nu este operată de FlixBus, deși biletul este operat de FlixBus. Am dat aici la informații de un tip care mi-a zis că m-a întrebat de unde sunt, bine ai venit. Chiar nu mă așteptam ca aici în Brazilia să îmi spună cineva ceva în limba română. Am destul de ciudat, nu am înțeles deloc, nu vorbesc deloc engleză, n-am mers să folosesc niciun card, dar bine că am luat cash la mine. Am luat câteva chestii, acum aștept un cappuccino și o cafea și ne așezăm la masă. Bine că am găsit o masă, că nu era mai nimic pe aici. Here, yeah. Thank you. Muito obrigado. Nada. Ba, la chestiile astea o să vedem și cum e cafeaua braziliană, deși n-am foarte mare încredere în ea. Cappuccino arată așa și câteva chestii de patiserie. Sunt curios cum e gogoașa asta, că pare interesant. Are o brânză puturoasă. Dar pe total e un gust bun. Ceva mai basic, așa. Și asta arată ca un calzone un pic mai ciudat. Are carne în el și cred că e de vită.
bine ați venit la Rio, dragilor, suntem pe Copacabana. Dar hai să întorc camera, că nu e despre mine aici. Ia uitați-vă și voi ce priveliște superbă. Hotelul are o priveliște extraordinară. O să vă arăt zilele următoare cum e. Hai că vă arăt așa puțin acum să vă faceți o idee și uitați-vă și voi. Gata, deja e prea mult. O să-l vedeți în vlogurile următoare, pentru că în ăsta deja am pus o cazare. O să vă arăt și camera și recepția. Este superb, dar cel mai bine este că este poziționat chiar aici pe Copacabana. Acum o să ne plimbăm puțin pe promenadă, poate intrăm un pic și pe plajă, pentru că vom pleca să explorăm puțin. Vă spun imediat după ce plecăm. Acum hai să ne bucurăm un pic de view-ul ăsta, de priveliștea asta și de plaja asta minunată. Hola! Hello! E superb. E superb și oceanul. E superbă și plaja. Se pare că oamenii încă mai stau aici. Sunt de azi dimineața la plaja. Valurile sunt puțin cam mari. Dar nu e de mirare. Bine ați venit la Rio de Janeiro. Dragilor, e superb pe Copacabana, nu mă așteptam, plaja asta e extraordinară și credeți-mă că întrece orice așteptări, orice ați vedea la televizor, pe YouTube, orice v-ar spune oricine, trebuie să vedeți asta cu ochii voștri, e ceva impresionant. Când mă gândesc că toate zilele astea le am pline, de exemplu, o să mergem în favele, o să mergem pe Isla Grande, o să mergem la Isus, vom merge la Celaron Stairs, vom merge la Sugarloaf Mountain, foarte, foarte multe activități. Și sper din tot sufletul că voi mai avea timp măcar așa cât o după amiază, câte, nu știu, câte un apus să văd aici, pentru că avem hotelul chiar aici pe Copacabana și se vede un apus superb de pe rooftop. O să mai vorbim în vlogurile ce urmează despre mult mai multe chestii. Singurul lucru care mă face să mă simt puțin inconfortabil e faptul că n-am făcut niciun vaccin și voi ajunge și în junglă, iar acolo e destul de periculos, erau recomandate vreo 5 vaccinuri sau 6, cu tot cu profilaxia la malarie. Dar voi încerca pe cât pot să mă feresc de țânțari. Aceeași problemă va fi și la Iguazu, pentru că este în regiunea Mato Grosso și acolo la fel. Este risc foarte crescut de malarie și de alte boli, Zika, febră galbenă, Dengue, sunt foarte multe. Dar până atunci vreau să mă bucur de Rio, vreau să mă bucur de vacanța asta superbă. Hai să mergem, pentru că avem o seară de samba, nu v-am spus, e undeva pe străzile de aici din Rio de Janeiro, iar cu asta vom încheia vlogul. Și vă rog mult, abonați-vă, pentru că vă așteaptă mult mai multe chestii, mult mai multe idei, dacă vreți să le spuneți, de călătorie și, de ce nu, poate vă inspir cu ceva. Iar dacă aveți întrebări, puteți să mi le puneți fără nicio problemă. Hai să plecăm de pe Copacabana, mergem la samba! Am plecat, mergem la o seară de samba. Este în zona Pedra do Sal. Pedra do Sal, în traducere liberă, înseamnă roca de sare. Și vom avea un ghid, pentru că este o zonă puțin mai retrasă, nu e turistică. Așa că va trebui să avem grijă la tot ce avem la noi.
Tocmai de aceea am luat aspectul necesar. Am camera, telefonul și portofelul. Nimic mai mult. Nici nu e recomandat, după cum v-am zis, pentru că infracționalitatea e foarte mare în Rio, poate chiar cea mai mare de aici, din Brazilia. Trebuie să știți că este o stradă intrată în patrimoniul cultural național de stat al Braziliei și toată strada asta, și să știți că are o importanță deosebită pentru locuitorii din Rio de Janeiro de origine africană, pentru că această stradă este cunoscută la nivel local sub numele de Mica Africa, care de fapt își are originea în casele sclavilor evadați și eliberați. Chiar era necesar. N-am mai mâncat ceva ok de când am fost în avion. Bine, nici acolo nu era foarte ok. Și vreau să știți că de atunci până acum, în afară de biscuiți și alte mizerii, n-am mâncat nimic altceva. Avem aici un beef stroganoff care sper că e extraordinar. Cartofi prăjiți, doradă și diferite garnituri. Avem orez, avem acolo piure de cartofi și aici iar orez, nu știu cu ce este. Stai că nu pot să mă abțin să ne iau o ciupercă. Doamne, hai să ne apucăm de treabă, pentru că mai e puțin și începem turul. Doamne, extraordinar! Orizul ăsta e cu broccoli, broccoli de culoarea asta, iar ce vedeți deasupra sunt alune tocate. Mamă, cât de bun e! Hai să încercăm și puțină doradă. Doamne, bestial! Se simte atât de fin gustul, ți se topește în gură. Hai să punem și niște lime pe ea. Rio de Janeiro is the best place to eat in the world. Yeah.
Dragilor, vreau să am putere să închei vlogul ăsta. Nu știam cum să-l închid, deși în momentul de față mi-e foarte greu. Am zis că dacă nu-l închid pe Copacabana, atunci unde? Am venit aici și sper să-mi găsesc cuvintele pentru că sunt foarte obosit. Nu reușesc deloc să mă acomodez cu fusul orar, ce-i drept, nu am dormit foarte mult, aseară am dormit câteva ore. Dar să zicem câteva cuvinte despre seara asta, sper să-mi găsesc cuvintele pentru că ce în mintea mea acum e o dezordine totală. A fost o seară superbă, dar hai că a început și ploaia. Nu am fost foarte mult prezent, dar am încercat să mă bucur de fiecare moment. Ați văzut și voi cât de frumos a fost, am mers într-o favelă, am avut un ghid, Lena. Lena ne povestea că ea a crescut în acea favelă, pe strada pe care am mers, iar în favela respectivă mai mult de 90% dintre persoane erau de culoare. Și ca să scurtez totul și să închei vlogul, despre acea favelă ne spunea că poliția nu are acces, pentru că ei au anumite persoane desemnate care să țină legătura cu poliția, anumite persoane din comunitățile lor, iar poliția nu intră acolo niciodată. Bine, am spus că am intuit poliția pentru a face acest lucru. Dar știți ceva, toate chestiile astea pe care le-am auzit, că favela are legile ei, că anumite persoane din comunitate țin legătura cu poliția, mi se par puțin familiare. Băi, eu mă bucur foarte mult că a stat cu mine până aici. Poate nu m-am ridicat la nivelul așteptărilor din cauza oboselii, dar promit să mă revanșez. Mâine o să mergem în favelă. O să vedem o favelă mult mai amănunțit mâine. Chiar vom petrece aproape jumătate de zi acolo. După care ne întoarcem și vom continua vlogul, vom vedea cu ce alegem să facem poi mâine. În esență, ce să vă spun, aici e Rio, mi-am dorit de mult să ajung aici, este o zi pe care o așteptam de mult. Acum vreau să merg să dorm puțin, să mă acomodez cu fusul orar care îmi dă bătăi de cap mari de tot, nu știu ce o să fac. Dacă nici după seara asta nu mă acomodez, e clar că toată vacanța voi fi praf. Dar parcă e prea liniștitor oceanul ăsta când îi aud valurile ca să merg de acum la somn. Hai să ne mai plimbăm puțin pe aici, mai dăm o tură și ne auzim mâine dimineață când vedem și micul dejun. Vă promit că mâine vă arăt și hotelul. Am zis că în vlogul de azi nu vi-l arăt pentru că deja v-am arătat cazarea din São Paulo. Hai să mergem, mai admirăm puțin oceanul, mergem la somn și ne vedem în vlogul următor. Nu uitați să vă abonați, sunt aici pentru voi. Și știu că și voi sunteți aici pentru mine.